Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la ultimul video de pe anul 2015. La mulți ani tuturor, la mulți ani chestii. Sper să aveți un an cât mai grozav, mai grozav ca ăsta dacă se poate, dacă cumva ați avut cel mai grozav an, adică 2015, atunci pare rău dacă 2016 va fi nașpa pentru voi. Dar continuăm. După cum bine știți, v-am promis că o să încerc și uite că am încercat, adică am încercat să fac un video de sfârșit de an, așa cum am făcut în anul 2012, cel mai probabil, da, știu că în 2013 și în 2014 nu am mai făcut nimic special de sfârșit de an, de câte țin eu minte, dacă am făcut, îmi pare rău, atunci îmi dau peste bot și altele, dar, cum se cheamă, nu am făcut video special în anii aia, pentru că n-am avut chef și am fost leneș, dar știți că în anul 2012 am făcut un top foarte, foarte, foarte plăcut acolo, frumos, cu efecte, cu nebunii, care a ieșit puțin cam nașpa, dar a ieșit cât de cât bine și a fost apreciat, ceea ce asta încerc să fac și acum, doar că puțin mai diferit decât ceea ce a fost atunci. Așa că hai să vă spun pe scurt ce urmează să vă prezint în videoul acesta, plus ce așteptări am eu de la anul viitor. Așa, asta ca introducere, ca apoi să vă las cu videoul respectiv. În primul și în primul rând, videoul este un top 10, așa cum am scris și în titlu, cel mai probabil, că este un top 10 al jocurilor jucate și cel mai probabil lansate în anul acesta, în 2015. Nu mă refer, nu o să includ seriile care probabil au fost, nu știu, care includ jocuri lansate în anii trecuți și jucate acum, pentru că eu am fost leneș, deci mai probabil nu vor fi anumite jocuri pe care voi probabil ați aștepta. Doar un singur joc, un singur joc știu că l-am permis pe listă, chiar dacă el e lansat de mai mult. Dar de fapt a fost lansat anul ăsta, deci merge, chiar dacă e remaster, dar merge, nu mai contează asta, nu mai contează lucrul ăsta. Dar am pregătit top 10 cu jocurile pe care le-am considerat cele mai bune de anul ăsta pe care le-am jucat și probabil unii dintre voi știți deja topul, bine, măcar top 3 al jocurilor jucate și nu cred că o să mai includ faze amuzante ca în topul anterior, pentru că nu v-am mai rugat din timp să mă ajutați să fac chestia asta, așa că e nasol, deci nu pot să fac nimic în legătură cu chestia asta, așa că cel mai probabil nu vor fi faze amuzante, dar voi lua faze din videourile mele pentru a vă prezenta acest minunat top. Ok, ce așteptare am eu de la 2016, sincer, să meargă totul bine, chiar mai bine decât a mers în anul 2015, din punct de vedere al, nu știu, hai să zicem, al activității pe canal. Am încercat și încă încerc să, nu știu, să fac content din acela de care, nu știu, mulți sunt dependenți de oh my god, fă curse în GTA, oh my god, fă nu știu ce, nu știu care, nu știu cum, bine, poate dependent e puțin cam mare spus, dar content în acela foarte, foarte ușor de urmări, nu știu. Voi continua să fac și seriile normale, gen dacă vor fi jocuri care nu sunt foarte populare, asta e, sunt unii oameni și care chiar vor să urmăresc acele jocuri, cum a fost StarCraft, și mulți dintre voi mi-au spus, StarCraft e nașpa sau nu știu ce, sau nu v-ați uitat foarte mulți, dar comentariile au fost ceva genul, oh my god, jocul ăsta e super tare, păcat că mulți nu-l apreciază, așa că n-am ce să zic, vor fi și chestii genul ăsta, dar vreau să repar o singură chestie legată de canalul acela fiind lenea mea. Deci anul 2015 am observat că am fost puțin cam leneș, am antrenat puține jocuri. În 2014 am terminat, cred că, dublul numărul jocurilor pe care l-am antrenat acum. Nu știu ce am senzația asta, dar cam asta simt eu acum. Pentru că m-am tot uitat în toate videourile postate de mine și am ajuns la concluzia că am antrenat o serie cam pe perioada unei luni. Și cam nasol. Deci voi încerca să repar chestia asta, adică voi posta mai des sau puțin mai mult și sper să fie și mai de ceva mai bună calitate. Dar da, oameni buni, cam asta ar fi tot. Nu am alte așteptări legate de jocurile pe care o să le încercăm la anul. Nu știu, nu sunt mare hype, nu sunt hype pentru nimic. Chiar nimic nu mă interesa așa tare. Din punct de vedere al jocurilor, nici al filmelor, ce-o fi, o fi, am fost destul de dezamăgit în 2015 de jocurile, toate jocurile lansate, că fiecare avea câte o problemă, bine, nu chiar toate, dar
Mare parte au avut probleme, așa că am încercat să le ignor și de-aia probabil mi s-a tăiat tot cheful de ele, să zic așa. Poate de-aia nici nu sunt foarte hype pentru ce urmează să apară. Așa că eu o să vă las cu cealaltă parte a videoului, care probabil o să dureze puțin, cam mult, nu știu, acum sper să vă și uitați la video. Care urmează este top 10, top 10 și cu vreo 2-3 mențiuni acolo, sau o mențiune în plus acolo. Și, da, vă urez din nou la mulți ani, să aveți un an cât mai grozav și să nu băieți prea mult de reveluri mai bune. Hai! Have fun! Pe locul 10 se află Assassin's Creed Syndicate și Assassin's Creed Rogue. De ce? Pentru că amândouă au apărut în același an, de câte țin eu minte, dacă nu am greșit, asta e, dar știu că am jucat Assassin's Creed Rogue în anul 2015. L-am ales pentru că, sincer, dacă nu era Assassin's Creed Rogue, cred că mai degrabă nici nu puneam Assassin's Creed pe listă. Pentru că, sincer, am avut așteptări mari. Am crezut că o să fie mai grozav decât Unity. A fost Syndicate, a fost puțin, dar nu foarte mult. Rogue a fost motivul pentru care am pus Assassin's Creed pe lista jocurilor de anul acesta. Pentru că altfel, cum am spus, nu cred că le puneam. Nu puneam Assassin's Creed. A fost nașpa. Ubisoft, get your shit together, bro. Pe locul 9 am ales să pun Destiny The Taken King, chiar dacă nu este jocul în sine. Destiny a apărut în 2015, dar este expansionul care a apărut în 2015, motiv pentru care am început să joc foarte mult Destiny în ultimul timp și motiv pentru care am considerat că jocul ăsta merită un loc în topul meu. De ce? Pentru că și acum îl joc și este un joc destul de bun, chiar dacă nu mulți dintre voi îl puteți juca pentru că este exclusivitate console, dar cei care aveți console și puteți să vă jucați Destiny, presupun că vă place. Dacă vă place genul de jocuri gen Diablo, gen, I don't know, fucking World of Warcraft sau nou, orice alt MMO, sigur o să vă placă și Destiny. Chiar dacă povestea din joc nu e chiar foarte grozavă, credeți-mă, jocul este destul de fun dacă aveți cu cine să-l jucați. Eu personal joc cam mai mereu, iar acum cu toate evenimentele noi datorită Taken King, pot să mă joc mult mai mult Destiny fără să mă simt că, nu știu, devine repetitiv sau că nu am ce face. Pe locul 8 am ales să pun StarCraft Legacy of the Void. De ce? Pentru că jocul a avut o poveste absolut grozavă. Deci dacă jocul nu avea o poveste absolut grozavă, sincer, nici nu mă atingeam de el. De ce? Pentru că nu sunt mare fan de RTS-uri, de aceea probabil nici nu este pe un loc foarte, foarte sus. Dar doar pentru povestea aia genială, eu am ales să-l includ în topul meu și să vi-l arăt și vouă. Celor care nu ați urmărit seria, v-aș recomanda să urmăriți, nu știu, vedeți începutul de video, finalul de video, cam așa, acolo sunt cinematicele și chestiile astea care să vă atragă și să vă facă să înțelegeți povestea, dacă nu, măcar urmăriți câteva videouri cu povestea jocului, pentru că este absolut grozavă și credeți-mă, nu știți ce ratați, chiar dacă nu sunteți fan de RTS-uri, nici eu personal nu sunt fan de RTS-uri, dar jocul ăsta merită încercat. Pe locul 7 am ales să pun Dragon Ball Xenoverse, nu doar pentru că sunt fan Dragon Ball sau de anime-uri, dar este și desenul la care mă uitam când eram mic, dar și jocul este unul foarte, foarte tare. De ce? Pentru că nu este doar un joc ca, nu știu, ca jocurile cu Naruto, este un joc care îmbină puțin aspectul de MMO, lucru ce îmi place și mie foarte, foarte mult la un joc, e să pot să am iteme, să pot să am puteri customizabile și să pot face foarte multe lucruri. Iar Dragon Ball Xenoverse nu mi-a oferit doar, nu știu, un fighting de la simplu, nu e un fighter de la ca, nu știu, Mortal Kombat sau altceva unde doar trebuie să știu combinații și pac-pac am câștigat. Nu, jocul are poveste, are misiuni diferite, te lasă puțin într-un free roam și ce mai mișto e că poți să-ți faci propriul caracter care poate să devină Super Saiyan, deci ce mai vrei altceva. Pe locul 6 am ales să pun Mortal Kombat X. De ce? Nu doar pentru că este Mortal Kombat sau pentru că a fost o serie foarte urmărită, ci și pentru că jocul a avut o poveste grozavă, a continuat-o pe cea din Mortal Kombat 9, care ne-a lăsat exact așa cum trebuia cu un cârlig, iar 6 ne-a lăsat la fel cu un cârlig, să zicem așa, un cliffhanger, dar nu știu cum să-i zic mai bine în română. Și combinațiile erau tari din joc, adică combo-urile pentru cei care n-au înțeles la ce mă refer, skinurile, caracterele noi din DLC Predator, deci mi-am ajuns când l-am băgat pe Predator, grafica, variațiile, lucrurile ce le puteai face, păcat că varianta de PC mai era mai nașpa decât cea de pe console, dar jocul a fost grozav și acum mă joc, am peste 80 de ore cred că în joc, deci înseamnă ceva.
Pe locul 5 am ales să pun Life is Strange. De ce? Pentru că trebuia să pun și un joc episodic, dar totuși jocul ăsta a fost unul destul de bun și nu este făcut de cei de la Telltale. Asta e și partea și mai interesantă. Iar povestea jocului, cel mai probabil asta ne-a tras, pentru că gameplay-ul, na, este unul point and click și cam atât. Dar felul cum arată, felul cum a fost prezentat, povestea cum a fost prezentată și lucrurile la care nu te așteptai. Gen, să crezi că un profesor poate să fie în stare de așa ceva, adică știi că se pot întâmpla diferite nebunii în lumea asta, dar chestia asta, iar ideea cu întors un timp și cu schimbatul destinelor și chestii genul ăsta a fost destul de bună. Apreciez de obicei lucrurile sau filmele sau jocurile cu time travel care sunt bine făcute. Pe locul 4 am ales să pun Mad Max. De ce? Pentru că nu doar că mi-a plăcut filmul, dar mi-a plăcut și ideea de joc. Se asemănă foarte mult cu Shadow of Mordor, cu Batman Arkham, seria Batman Arkham, pentru cei care nu știu la ce mă refer, și jocul arăta foarte bine, se simțea foarte bine, felul cum puteai să-ți customizezi mașina, felul cum puteai să distrugi lucrurile cu mașina și felul cum arăta mașina după ce o, nu știu, a upgradeai și o făceai foarte, foarte răutăcioasă, să zic așa. Povestea a fost destul de bunicică, undeva pe la finala scârții, dar asta e, iar cât de mare a fost harta aia, deci doar pentru cât de mare a fost harta aia și posibilitatea de a explora dintr-un colț în altul cu mașina și de a face tot felul de nebunii pe acolo, iar furtunile și toate evenimentele astea supranaturale și naturale, să zic așa, bine, supranaturale doar pentru că erau mai puțin mai dubioase de față ce avem noi, în mod normal de aia zic. Dar cu toate astea, jocul a fost unul destul de, cum să-l numesc, nebun. Pe locul 3 se află Until Dawn. Da, bă, nu prea se joacă jocuri horror, dar când se joacă, le alege pe cele mai bune. Until Dawn nu este chiar un super mega joc horror ca, I know, fucking, cum se cheamă ăla, Outlast sau ceva de genul, dar este un joc grozav, nu doar pentru felul cum arată, pentru că grafica este ceva genul, oh my god, cât de real arată totul, să zicem așa, și caracterele de acolo fiind modelate după actori pe care probabil i-ați văzut în diferite seriale gen Mr. Robot și bla bla ce mai fi pe acolo, dar acțiunea și povestea a fost prezentată într-un mod destul de ușor pentru a fi înțeleasă de oricine. Dacă vrei să afli mai multe, pur și simplu trebuia să găsești prostioare prin joc și chestii genul ăsta, dar alegerile și finalurile și acțiunea a fost absolut grozavă. Until Dawn este un joc grozav, de-aia este și pe locul 3. Pe locul 2 se află Batman Arkham Knight, jocul demn de a fi finalul seriei Arkham. De ce zic asta? Pentru că a fost incredibil pentru mine. Jocul ăsta a fost grozav. Nu doar că mi-a mers perfect, pentru că alte persoane s-au plâns că nu le merge prea bine jocul pe PC, da, pe varianta de PC fiind foarte prost optimizată, dar mi-a plăcut atmosfera, personajele arătau grozav, vocea arătau grozav, piesul meu este de acord cu chestia asta. Nu știu de ce a vrut să bagi în seama, dar mai contează. Combatul cu Batmobilul, combatul cu Batman, DLC-urile au fost super. Încă mai am lucruri de făcut în Batman. Chiar dacă am trenat jocul 100% doar pentru a afla finalul complet, ceea ce mi s-a părut puțin cam aiurea, dar nu mai contează asta. A fost structurat perfect. Început ușor, ușor, apoi acțiune cât mai multă și apoi mister și tot felul de nebunii și acțiune și plausibil și personaje cunoscute și necunoscute și o grămadă de amețel pentru fanii DC. Jocul ăsta cred că a fost absolut gozav. Personal, eu pentru un fan Batman și un fan DC consider jocul ăsta unul foarte, foarte bun. Pe locul întâi nu se află nimeni altul decât Witcher 3 Wild Hunt, jocul care m-a făcut la final aproape să lăcrimez, deci atât de bun este încât m-a făcut să lăcrimez. Nu doar pentru că a avut o poveste gigantică și o grămadă de side quest-uri la fel de mari cât, nu știu, alte jocuri care costă mult mai mult decât costă The Witcher 3. Grafica a fost absolut grozavă, aventura, personajele, totul mi-a plăcut la The Witcher 3. E exact genul meu de joc, unde poți să ai iteme, poți să ai diferite puteri, personajul tău arată grozav, ai o grămadă de poveste, de backstory, să zicem așa, poveste de trecut. Personajele, fiecare personaj, și spun că și ultimul homalău de pe stradă ar fi avut o poveste mult mai dezvoltată decât oricare alt personaj din, nu știu, din... Nu am alt exemplu, dar vă dați seama la cât de dezvoltată este lumea din The Witcher 3. Creaturile au arătat grozav, misiunile au fost absolut intense, nu mai toate,
Desigur, probabil pentru unii dialogurile și misiunile în care doar trebuie să te plimbi de aici colo ar fi putut fi puțin cam plictisitoare, dar pentru mine jocul ăsta a fost atât relaxant, dar și foarte intens în anumite momente, atunci când te-ai luptat cu Wild Hunt, când ai încercat să salvezi pe Siri, iar DLC-urile din jocul ăsta nu sunt de 5, 10, 20 minute, sunt de ore întregi. Deci vă dați seama cât de grozav a fost făcut jocul ăsta, având și o grămadă de DLC-uri gratuite, dar și câteva cu plată, iar acelea cu plată n-au costat mai mult de $30 sau $20. Deci, în opinia mea, The Witcher 3 își merită titlul de Game of the Year, sau jocul anului pentru cei care preferă varianta română. O mențiune specială se acordă lui God of War 3. Chiar dacă jocul a fost lansat cu mulți ani în urmă, asta nu înseamnă că jocul nu poate fi inclus în acest top, mai ales pentru că a fost remasterizat, refăcut HD pentru noi, încât să-l jucăm pe PlayStation 4, deci își are tot dreptul să fie inclus în topul ăsta. God of War 3 nu doar că este un joc cunoscut de toată lumea, de toți fanii PlayStation, de... Chiar dacă nu ești fan PlayStation, tot sigur ai auzit de God of War 3, dar este un joc cu o acțiune epică, cu poveste la fel de epică, iar un personaj mai badass care nu cred că am întâlnit până acum, cred că la One Punch Man am mai văzut, dar ăla e anime și nu se pune. Deci God of War 3 are un loc special în topul acesta, nu este în top, el este în afara topurilor, este deasupra tuturor ca Dani Mocanu, să zicem așa, dar totuși nu puteam să-l includ în top pentru că este un joc remaster, deci nu este, cum să zic, un joc nou în anul 2015. Cam asta ar fi tot cu acest video, sper că v-a plăcut, îmi pare că nu a ieșit foarte, foarte grozav, nu a ieșit foarte profi, dar l-am făcut în grabă pentru că am făcut chiar în ziua de Revelion, să zicem așa, pe data 31, l-am făcut în grabă, imediat pac, că să iasă acolo să fie frumos. Îmi pare rău că n-am inclus alte jocuri, gen Just Cause 3, Fallout 4, Uncharted, dar de obicei nu inclus jocuri care nu le-am jucat sau jocuri pe care nu le-am... nu le-am terminat, pentru că nu pot să-mi exprim o părere despre ele, nu pot să zic că, da, frate, jocul ăsta e grozav, cel mai probabil, pentru că nu pot să știu cum jocul se va putea, strica imediat după, după 75% din el, poate jocul devine extrem de plictisitor sau extrem de groaznic. Așa că nu pot să includ jocuri neterminate sau netestate măcar în topuri. Așa că sper că v-a plăcut videoul acesta, sper că sunteți de acord cu alegerile mele, probabil că mulți sunteți pe lângă alegerile mele, adică aș fi pus GTA 5 pe primul loc, la asta mă refer la cei care încă cred că GTA 5 este grozav. nu zic că nu este un joc grozav, nu mai contează. Și da, oameni buni, ca asta ar fi tot, vă urez din nou la mulți ani, un an nou fericit și să ne vedem în 2016 cu mult mai multe jocuri și cu speranța că aceste jocuri vor fi grozave, iar situația pe YouTube să meargă din ce în ce mai bine. Ok, pa, pa!